Slăviți să fie Domnul! Mulțumim Domnului care ne-a dat harul ca anul acesta, 2018, să fie pentru noi un an binecuvântat, să fim în casa Domnului, să ne bucurăm încă de Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie binecuvântat! Îi mulțumim pentru toate binecuvântările sale, dar totodată intrăm în acest an și vreau să subliniez acest adevăr, intrăm în acest an în care dorim binecuvântarea lui Dumnezeu. Însă binecuvântarea lui Dumnezeu, vrea Dumnezeu să ne-o reverse prin Scriptura. Tema anului 2018 este Scriptura. Scriptura este secretul vieții depline, adică în ea găsim binecuvântările. Dacă vreți să fiți binecuvântați, binecuvântarea nu putem găsi în altă parte. Secretul binecuvântării nu-l poți găsi decât în Scriptură. Și atunci trebuie să citim Scriptura, trebuie să studiem Scriptura, pentru că, i-am spus, secretul, taina. Taina înseamnă ceva ascuns, ceva care trebuie să descoperi, ceva care trebuie să afli. Dacă intrăm în anul 2018, cu prezumția că știm deja totul, că nu mai avem nevoie de nimic, eu vă asigur că vom pierde multe, multe binecuvântări. Dar dacă vom avea o inimă umilă, să spunem, Doamne, încă n-am descoperit toate tainele, încă în Scriptură găsesc taine. Mai este Scriptura pentru voi o taină? Sau deja o cunoașteți? Deja nu mai aveți nevoie de predici, deja nu mai aveți nevoie de sfaturi, deja nu mai aveți nevoie de niciun cuvânt. Eu vreau în anul 2018 să adâncesc și mai mult privirile în Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că în Scriptură vom găsi aceste taine ale vieții de plin, adică ale unei vieți care să fie pline de belșugul binecuvântărilor lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. De aceea avem nevoie să ne apropiem de Scriptură. Și numai în Scriptură vom găsi adevărurile privitoare la binecuvântările care Dumnezeu vrea să le reverse peste noi. Și în această săptămână, după cum ați văzut și în agenda, n-am mai trecut referințele biblice, îi las pe predicatori să n-aibă ei chiar totul, să le descopere, le vom găsi însă împreună în Scriptură, studiem mai mult Scriptura. În săptămâna aceasta vom discuta despre bunăstare. Și vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, deschizând Scriptura la Cartea Proverbelor, la capitolul 30. Citim de aici, din Cuvântul lui Dumnezeu, începând cu versetul 7. Proverbe 30, de la versetul 7. Două lucruri îți cer, nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos, nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție, dă-mi pâinea care-mi trebuie. Ca nu cumva în belșug să mă lepăd de tine și să zic, cine este Domnul? Sau nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Amin. Ce este aceasta? Aceste trei versete, ce sunt ele? O predică, un îndemn, o constatare, o cântare? Ce sunt? O rugăciune. Aceasta este o rugăciune, dar este o rugăciune atipică, adică parcă nu-i normală, că noi ne rugăm altfel. Aceasta este o rugăciune a vieții. Nu se roagă aici omul lui Dumnezeu și spune, Doamne, dă-mi, fă-mi, iar la urmă asta. E rugăciunea vieții. Două lucruri îți cer, nu mi le opri înainte de moarte. Adică asta e rugăciunea fundamentală a vieții mele. Nu e o rugăciune pusă undeva, mă rog și eu pentru asta. Doamne, după toate astea, dacă vrei, o bucățică, un strop și de asta. Pentru omul lui Dumnezeu, această rugăciune este baza vieții lui. Este, eu o numesc rugăciunea vieții. Doamne, îți cer două lucruri.
Dar aceste două lucruri te rog să mi le dai și te rog să nu mi le oprești înainte de moarte. Adică, atât timp cât trăiesc, eu vreau să am parte de aceste două lucruri. Și mai subliniez ceva. E o cerere diversă de celelalte. Noi, de obicei, în rugăciune, îi cerem lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi. Doamne, dă-mi. Dă-mi bani. Dă-mi sănătate. Dă-mi. Și multe lucruri cer, dă-mi. De data asta, rugăciunea lui, observați, subliniez acest cuvânt, Doamne, nu-mi da. Nu-mi da. Nu-mi da nici bogăție, dar nu-mi da nici sărăcie. Nu-mi da. Ai putea în această dimineață să-ți începi rugăciunea așa, Doamne, nu-mi da. Și acesta este secretul bunăstării. Și vom continua. Noi românii când ne întâlnim, ne salutăm, pe lângă cuvintele de salut, formulele de politețe care le avem, mai întrebăm pe oameni ce faci. Italienii au o altă formulă și parcă îmi place mai mult. Come stai? Come stai? Come state? Asta e o întrebare de politețe sau e de un profund interes, un interes sincer? Îi pasă cuiva realmente cum stai tu? Sau doar e o formulă? Ne-am întâlnit, te întâlnești cu cineva, cum stai? Îi pasă cu adevărat cuiva de tine, de cum stai tu? Îi pasă lui Dumnezeu de ceea ce simți, de ceea ce trăiești tu, cum ești tu? Îi pasă lui Dumnezeu? Lui Dumnezeu îi pasă. Ar trebui să fii preocupat de bunăstarea ta sau e ceva firesc? Nu cumva să stai bine. Sunt oameni care se autoflagelează, care își fac singur rău, crezând și avem de-a lungul istoriei, sunt oameni care se autoflagelează. Adică își dau singuri bice pe spate sau îi pun pe alții să bicească. Nu cumva să stea bine, pentru că dacă nu stai bine, atunci te apropii de Dumnezeu. Oameni care își fac singur rău. Trebuie să fii preocupat de bunăstarea ta? Vrei sau e ceva păcătos? Să stai bine e ceva păcătos, e ceva firesc, e ceva drăcesc, nu știu cum să spun, ca să înțelegi. Ce este bunăstarea? Ce înseamnă? Să stai bine. Dar ce anume poate determina, ce te poate face să stai bine? O să găsim în Scriptură câteva răspunsuri la aceste întrebări. Sunt multe lucruri care te pot face, te pot ajuta să stai bine. Lucruri care pot să determine bunăstarea ta. De ce anume depinde bunăstarea ta? Ține de circumstanțe? Faptul că trăiești într-o țară bogată, faptul că trăim într-o vreme de pace, faptul că nu este niciun virus foarte grav, o boală foarte gravă, că nu sunt cutremure, că nu sunt dezastre naturale, ține de posesiunile materiale, că avem anumite lucruri, că avem necesarul, că avem case, că avem mașini, ține de realizări, ține de succes din viața noastră, ține de ceea ce facem și ne bucurăm. Bunăstarea e ceva care Dumnezeu își dorește, ceva de care avem nevoie și eu mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze în anul 2018 în mod deosebit, dar pentru toată viața noastră, cu o bună stare. Dar mai subliniez, mai este undeva în Scriptură și o să găsiți acolo, nu știu ce s-a întâmplat cu tipografia, dar îmi place acolo, neprihănirea înseamnă starea după voia lui Dumnezeu. Termenul acesta, efectiv tradus motamo, asta înseamnă neprihănire. Starea după voia lui Dumnezeu. Și atunci,
Cornilescu, singură dată a folosit, dar acolo a pus literele mai departe una de alta, parcă să sublinieze, să evidențieze starea după voia lui Dumnezeu dată de Dumnezeu neprihănirii sale. Și asta înseamnă termenul neprihănire. Asta înseamnă. O stare după voia lui Dumnezeu, să stai binele, pentru că trebuie să știm acest adevăr. Orice dar bun și desăvârșit vine de sus, de la Tatăl Luminilor. Orice ni se dă bun vine de la Dumnezeu. Când spui bine, binele este unul singur, Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Când spui rău, răul, noi știm cine întruchipează răul. Răul este diavolul și apoi el este creatorul răului și noi mulțumim lui Dumnezeu că el l-a înfrânt pe diavol și într-o zi îl va separa de tot ceea ce trăim, de ceea ce simțim, de ceea ce vedem noi. Și ne rugăm Domnului să aducă Domnul cât mai curând ziua aceea. Dar până atunci, binele și răul se întâlnesc. Până atunci, noi pe diavol îl întâlnim. Până atunci, noi trăim într-o lume în care ne luptăm. Binele și răul se confruntă, se înfruntă, sunt dușmani. Și cine ne poate da biruință? Dumnezeu, Tatăl nostru, slăvit să fie numele Lui. Dar poți să faci tu ceva pentru bunăstarea ta sau ea depinde, e un dar, vine de sus, dacă Dumnezeu îți dă, stai bine, dacă nu, nu stai bine, dacă Dumnezeu în ziua asta te cercetează, stai bine, te simți bine, dacă nu, nu, cum e? Credeți că voi puteți lucra? Credeți că cheia bunăstării e la voi? Știi că această cheie o ai tu în mână astăzi și tu singur. Dacă vrei, stai bine, dacă nu, ai încuiat ușa, spui, nu vreau să văd pe nimeni, să n-aud pe nimeni, să nu salut pe nimeni, nici pe Dumnezeu, sunt supărat pe toată lumea, eu stau rău. Cu oamenii de obicei, când stau rău, nu vor să vadă pe nimeni. Omul când stă bine, vrea să se bucure, vrea să se întâlnească cu cât mai multă lume, pentru că stă bine. Omul când stă rău, nu mai vrea să vadă pe nimeni, nu vrea să mai audă pe nimeni. Poți fi util și la bunăstare, sau să contribui și la bunăstarea altora, să stea și alții bine pe lângă tine. Că normal, dacă tu ești bos umflat, bos omorât, mai dai coate, ghionturi în stânga, în dreapta, ceva nu-ți place. Bunăstarea, eu îmi permit să spun că e contagioasă, în sensul bun. Cum și, nu există un termen, dar îl inventez eu, răustarea. Asta, și asta e contagioasă, că unul stă rău, transmite și altora și toți sunt deprimați datorită lui sau din cauza lui. Dar de ce e importantă bunăstarea? De ce e important să stăm bine? E doar o alegere sau e o stare de fapt? Eu mi-am folosit, o să folosesc chiar tabla, mie așa îmi place cel mai bine astăzi, cred că o să înțelegem ce înseamnă bunăstarea, că Dumnezeu vrea bunăstarea. Sunt mai multe domenii în care Dumnezeu vrea bunăstarea noastră. Sunt multe domenii în care vrea, dar cinci în mod deosebit, despre cinci din acestea o să vorbesc astăzi. Și încep prin a vă spune că există o linie sus, hai să o numim așa, e o linie roșie, eu pun linie dublă, că șoferii știu ce înseamnă, asta n-ai voie să treci. Aici zic eu, e prea. Și o linie jos, tot dublă, unde dincoace de ea, mai jos de ea, e tot prea. Ce vreau să spun cu asta? În viață întotdeauna sunt extreme. Și noi trebuie să fugim întotdeauna trebuie să fugim de extreme. Când ești prea sus sau când ești prea jos. Există o linie de mijloc. Și cel mai bine ar fi întotdeauna să găsim asta. Aici lucrurile pot fi foarte. Și o să ajungem aici. Iar aici, normal. Pentru că bunăstarea are de-a face și aș vrea să țineți totdeauna în imaginea asta. Când vorbim, haideți să luăm primul exemplu, primul domeniu, bunăstare la nivel material, la nivel financiar. Tu poți fi foarte bogat și Avram a fost foarte bogat. Sau poți fi foarte sărac. Dar știți că există o limită când ești prea. Când ești prea sărac.
Și ne întoarcem la rugăciunea acestui om care a fost foarte bogat, care era împărat. Și el, rugăciunea lui, așa o structurează. Doamne, te rog, nu-mi da prea multă bogăție. Pentru că dincolo de linia asta roșie se întâmplă ceva. Când am trecut linia asta roșie, se întâmplă ceva cu mine. Tu nu mai stai bine. Da, te îmbogățești, dar tu îți vei pierde bunăstarea. Pentru că atunci când voi fi prea bogat, eu mă voi depărta de tine. Voi spune, da, cine-i Dumnezeu? Eu mă descurc. Eu am bani, eu am totul, eu mă descurc. Și pot să fii prea bogat, să ai prea multe și să te lepezi de Dumnezeu. Dar acum nu-i bună nici extrema cealaltă. Și cât de înțelept se roagă acest împărat, Doamne, nu-mi da nici sărăcie. Ca nu cumva să trec linia roșie și dincolo de această linie roșie intră imoralitatea. Nu cumva să fur. Când cineva ajunge la limita existenței, de aici încolo omul se poate apuca, e dispus să facă orice. Femei care sunt dispuse să se prostitueze pentru că au ajuns la o limită. Tineri care ajung să vândă droguri pentru că au ajuns la o anumită limită. Oameni care sunt în stare să încalce orice lege morală sau a statului pentru că au ajuns un prag, o limită, au ajuns la linia asta roșie, sărăcie, nu mai are ce să mănânce, nu mai are cum să-și ducă viața. Și de asta omul lui Dumnezeu spune, Doamne, nu-mi da. Eu nu vreau nici aici, nu vreau nici aici, pentru că extremele sunt periculoase. Nu-mi da nici bogăție, nu-mi da nici sărăcie. Dar ce-mi dă, Doamne? Spunea el, dăm pâinea care îmi trebuie, aici în zona asta așa, aici e cel mai bine. Și poți să fii mai bogat, mai sărac, ești undeva. Eu cred că românii noi suntem undeva pe aici, pe la mijloc. Dar nu-i problemă. Că poți să fii bogat, sărac. Poți să fii foarte bogat, foarte sărac. Însă ce e important când te găsești aici, important e să nu treci niciodată limita. Să nu treci niciodată limita asta roșie. Să n-ajungi niciodată la extremă. Să nu depășești niciodată extrema. Al doilea lucru. Un alt domeniu. Haideți să o numim sănătatea, domeniul sănătății. Acum, foarte bolnav, ați auzit, da? Sunt oameni bolnavi, sunt oameni sănătoși, foarte sănătoși, dar prea sănătoși sunt, oare? Îmi place că s-a citit deja versetul de Romani, capitolul 13, versetul 14. Cel mai recitim o dată. Și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Eu sunt de acord cu, cum să-i numesc eu, salutiștii, adică oamenii care țin așa de mult la sănătate. Deja oamenii nu mai predică Biblia, totul e sănătate. Avem experți, mai ales adventiștii, sunt experți la predici de sănătate, predici medicale. Bine, cu cuvântul lui Dumnezeu. Eu înțeleg și eu sunt un salutist convins să fie cât mai sănătos, să fiu, dar când ajung să fie prea, adică domnule, nu mai, nici n-am timp să mă rog, trebuie totul la dietă, totul acolo, atâta, asta n-am voie să mănânc. Mă duc la cineva în vizită, nu-i de porc, nu se... Ce, ai pus grăsime? Nu se poate. E zahăr? Nu, fug. Și s-ar putea să ajungi să fii prea, să treci limita asta. Și când ai trecut limita asta, s-ar putea să-ți pierzi prieteni, că nu mai poți să mergi să mănânci tu mic cu toată lumea, când lumea face mici, că tu nu ai devenit vegan, vegetarian și toate câte mai există. Și s-ar putea, în domeniul sănătății, să fii prea exagerat, sănătate, dar cât trăiești, mă, adică? Se spune povestea asta că au ajuns doi adventiști în rai și a ajuns un penticostal.
Și până la urmă, pentecostar zice, slavă Domnului, adventiștii se lăudau, noi am trăit 100 de ani, cât poți trăiești, 100, 110, că mai mult deja îți povesti. Pentecostal a murit și el la 80 de ani și zice, o dau slavă Domnului că am ajuns mai repede, am deja 20 de ani în plus în rai. Ceilalți atâta s-au chinuit. Ce credeți că e mai bună viața asta ca cea de zic? Eu nu zic să ne distrugem sănătatea, adică să mă înțelegeți clar. Nu sunt împotriva sănătății, nu sunt împotriva dietei, nu sunt împotriva lucrurilor bune, bune cu adevărat, da. Să nu ajungem la limita asta. Nu ne interesează grăsime, dă-i acolo, zahăr câte, dă-i acolo, sare, nu contează nimic. Important e trupul. Nu, noi trebuie să ne îngrijim, dar să avem grijă ca nu cumva să trecem limita asta, să stai bine, să stai bine. Că dacă aia asta nu mănânci, cealaltă nu mănânci, cealaltă nu, până la urmă te întreb, stai bine? Știți că există o mare problemă și am observat odată, am urmărit odată un interviu pe tema asta a unui doctor, care spunea, sunt părinți care sunt exagerat de igieniști, cum să le numesc, atâta pun accent pe igienă, și îi spun că exagerarea asta, când ajungi prea să fii prea igienic, creează un sistem invers. Adică corpul are nevoie, la un moment dat, așa trăim noi în lumea asta, noi avem anticorpi care lucrează ei împotriva bacteriilor. Dacă un copil îl pui și îl trăiește într-un mediu perfect steril, în care totul e dezinfectat, stai cu totul să fie totul dezinfectat, oricum, lumea asta nu este sterilă. Autobuzele, avioanele, fabricile, nu este nimic steril. Când acel copil iese din mediul acela prea steril, prea sănătos și se duce în lumea reală, va avea mari probleme pentru că sistemul lui imunitar e anihilat, nu mai lucrează, nu mai e antrenat, e slab de tot. Prea-am bototolit acolo, copilul m-a s-a născut, mereu să fie la aceeași temperatură, nu cumva să fie 2 grade mai mult, nu cumva să fie asta. Și observați că mai degrabă copiii care mai sunt lăsați așa, se mai bolnăvește, mai au o gripă, nu e nicio problemă. Orice boală, să știți că întărește sistemul imunitar. Adică el luptă. Nu mă grăbesc imediat la antibiotice, nu mă grăbesc imediat la medicamente, că mai are și, eu nu spun să nu luăm medicamente, dar noi românii exagerăm cu antibioticele. Ne doare capul, cred că e o infecție. Dă-i cu antibiotic. Și nu se mai creează sistem. Dar nu vreau să insist prea mult. Dar putem spune, rugăciunea asta putem să spune, Doamne, nu-mi da nici prea multă sănătate ca nu cumva să uit de Tine, să zic, eu nu mai am nevoie de Dumnezeu. Am întâlnit astfel de oameni. Doamne, sunt sănătos. Eu stau bine. Cine e bolnav? Nu are decât să se roage. N-are decât să postească, n-are decât să citească Biblia, n-are decât să meargă la adunare. Că el e bolnav, are nevoie de Dumnezeu. Eu stau bine, eu n-am nevoie de Dumnezeu. Eu ce să mă rog? Ce să mă rog eu? Că eu n-am nevoie. Eu bani am, sănătos sunt, stau bine. Și o bunăstare din asta exagerată te face să te îndepărtezi de Dumnezeu. Spui, cine-i Domnul? Că până la urmă eu reușesc singur. Dar să n-ajungi nici în extrema asta să fii prea. Să spui, nu mai există nimic, nu se mai poate nimic, îți bat joc de trupul tău, nu ții cont de absolut nimic, nu ții cont că Dumnezeu totuși a rânduit niște reguli, trupul tău funcționează după anumite legi și trebuie să le respecti. Dar cel mai bine e să găsești calea de mijloc. Să stai bine și din punct de vedere al sănătății, adică trupul tău să stea bine. Spunea Ioan, și îmi place versetul acesta, am predicat nu de mult. Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile să-ți meargă bine, adică să ai o bunăstare. Și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește și sufletul. 1 Ioan 1 cu 3, cred că este, sau 3 Ioan. Sănătatea ta să sporească, pentru că asta e la noi. Tot așa cum sporește sufletul. Pentru că dacă ar fi să pun toate domeniile astea, material, dacă eu aș spune domeniul material, sunt undeva foarte bogat, iau domeniul sănătății, sunt foarte sănătos, e posibil ca domeniul spiritual, despre care voi urma, să fie undeva jos.
Și atunci Dumnezeu ce vrea să facă? El vrea să le apropie astea. El vrea ca sănătatea, de exemplu, să sporească tot așa cum sporește sufletul, dar dacă sufletul sporește și în jos, ea nu mai poate crește. Atunci asta tot trebuie să se apropie. Și de multe ori Dumnezeu nu găsește altă metodă. El nu poate să lucreze la bunăstarea ta spirituală decât dacă spune, mai dau jos linia bunătății materiale, că așa te apropii de Dumnezeu. Te mai trec printr-o criză. Te mai trec prin niște probleme. Văd că ai uitat să postești, ai uitat să te rogi. Știi ce? Mai iau ceva din sănătatea ta și îți mai aduc aminte că există și rugăciuni, că genunchii se mai pleacă. Poate Biblia ta stă prăfuită undeva, că n-ai nevoie de ea. Și atunci Dumnezeu spune, ia mai dau eu jos linia asta sănătății. Și atunci să vezi cum citești tu Biblia. Ia să mai dau eu linia asta jos materială, financiară, să vezi atunci cum mergi la adunare. Pentru că toate astea sunt legate una de alta. Așa cum trupul, sufletul și duhul sunt împreună, la fel din punct de vedere spiritual, și asta înseamnă bunăstare în toate domeniile noastre, să putem fi binecuvântați de Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. A treia bunăstare la nivel social. Psalmul 34, versetele 13 și 14. Noi am citit în ultimul program al anului să fii cap și nu coadă. Adică să nu fii undeva pe linia asta, să fii jos, nu, mai la nivel social. Eu înțeleg smerenia, umilință, pătura de jos, numiți-o cum vreți. Dar nu trecem linia asta de râsul lumii, efectiv. Adică te îmbraci în așa fel, casa ta arată în așa fel, mașina ta e în așa fel, încât ei sub orice limită. Deci la... Dar unii se mai laudă cu asta, spune, sunt smerit, frate. Miroase de la el, nu mai zic, dar el e smerit. Nu-l interesează școala, nu-l interesează nimic, nu-l interesează să cunoască lucrurile, nu-l interesează să fie respectat, să fie apreciat, că asta înseamnă bunăstare la nivel social, adică să uită oamenii la tine. Și ce spun despre tine? La ce nivel ești? Ești, ai trecut linia roșie când spui, n-ai cu cine discuta, domnule, nu-l duce mintea, nu, efectiv, n-are nimic. Și poți fi undeva sus, un om foarte bine văzut, cu cernic, un om respectat, apreciat, dar să avem grijă să nu trecem și aici există extreme. Și citim Romani, capitolul, Psalmul 34, versetele 12, 13 și 14. Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Cu alte cuvinte, spune, cine vrea bunăstare? Că asta înseamnă să aibă viață și zile fericite. Ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Caută pacea și aleargă după ea. Depărtează-te de rău și fă binele. Bunăstare la nivel social, ce înseamnă asta? Că nu e vorba doar de mine, că eu stau bine. Dar în cadrul societății, în relațiile cu alții, eu mă încadrez undeva. Un om prietenos, un om deschis, sau un om mereu posomărât, un om certăreț, un om pus pe rău, un om care se enervează mereu, un om care mereu răspunde, un om care mereu jignește, un om care mereu se ceartă, un om mereu nemulțumit. Și asta, când ești așa, te duce undeva jos și ai sărit linia roșie. Dar nu cumva să ajungi și partea asta la altă. De deschis ce ești, că sunt unii și foarte deschiși, mă duc să evanghelizez și cum? Hai să luăm și noi mici și bere, mai dăm și noi câte un păhărel, că noi suntem deschiși. Noi suntem sociabili, noi suntem prietenoși. E duminică dimineața, mergem la munte cu prietenii. Și s-ar putea că treci linia roșie. Adică pentru a te face plăcut prietenilor tăi, pentru a te face plăcut colegilor tăi, patronului tău, ești dispus să renunți la moralitate, ești dispus să renunți la casa lui Dumnezeu, ești dispus să renunți la Scriptură, ești dispus să renunți la rugăciune, pentru că vrei să fii, tu îți imaginezi, foarte sociabil. Dar la un moment dat treci linia roșie și devii prea sociabil. Și vezi încet, încet că tovărășiile rele strică obiceiurile bune și nu mai stai bine.
Ți-ai pierdut bunăstarea. Pentru că ai trecut linia roșie, ai ajuns la o extremă. Ești prea prietenos. Ești prea sociabil. Și poți să ajungi acolo. Sau poți să ajungi să n-ai deloc, să nu fii, n-ai niciun prieten, n-ai nicio prietenă. În adunare nu găsești pe nimeni. Da, e greu de găsit un prieten. Și când ajungi aici să n-ai chiar pe nimeni, când ai unul, măcar ești aici la limită. Dacă n-ai pe nimeni, ai trecut granița partea asta la altă. Și acolo e foarte greu. Din starea asta este foarte greu de ieșit. Acolo depresia te ia cu amândouă mâinile. Că nu ai pe nimeni. Că spune Scriptura, când doi merg pe drum și unul cade, celălalt îl ajută, îl ridică. Dacă nu e singur, cine te mai ajută? Cine te mai ridică? Starea asta, nu vreau pe nimeni, nu văd pe nimeni, să n-au de nimeni, n-am niciun prieten, nu mai este niciunul care să caute binele. Or fi, nu l-am găsit prieten perfect, nu l-am găsit. Dar nici nu-l caut, că știu că nu există. Și îi folosesc și mă bucur de cei care i-am. Și dau slavă lui Dumnezeu. Biserica ideală nu există, dar mă bucur în biserica în care slujesc și în care exist. Dumnezeu să fie slăvit. Și asta trebuie să fie starea mea. Să nu cumva să trec extrema, nu cumva să trec dincolo. Dar mai ajung și la bunăstarea la nivel spiritual. Oare cum o fi și asta? Se poate să fii prea sfânt? Vă șochează? Să fii prea neprihănit? Citim Eclesiastul 7 cu versetul 16 și 17. Să vedeți ce spune Dumnezeu. Că noi avem o stare spirituală. Poți să fii foarte neprihănit, poți să fii foarte păcătos, dar poți să fii și prea neprihănit. Nu fii prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Cum adică să fiu prea neprihănit și să merg în iad? Asta înseamnă te pierzi, asta înseamnă iardul, înseamnă pierzare veșnică. Raiul înseamnă mântuire veșnică, salvare veșnică. Tu poți să te salvezi sau poți să te pierzi. Și observați, când ai trecut extrema, linia roșie, când ai trecut-o cu neprihănirea, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi și n-am... Adevărat vă spun. Îi zice în ziua aceea, duceți-vă de la mine, lucrători ai fără de legii. Tu poți să fii prea neprihănit. Dar nu fii nici peste măsură de rău și nu fii fără minte. Aici se poate include și cea socială de care am vorbit, înțelept și fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Poți să ai o extremă, să fii prea neprihănit, adică mai sfânt decât sfinții, mai catolic decât papa, să ai niște reguli pe care Biblia nu le-a impus, dar tu vrei să le impui, că ți le impui, sigur, ești, dacă vrei să bei numai apă, nicio problemă. Dar nu impune altora. Nu spune altora. Nu-i judeca pe alții. Că de multe ori noi avem și cele mai multe reguli pe care le avem, mulți dintre noi le avem care nu sunt din Biblie. Dar sunt ale noastre. Și vezi, Doamne, dacă a încălcat cineva regula noastră, ce o să se întâmple. Să vedeți câtă vorbă iese de acolo. Și dacă stai și te uiți pe fond, să spui, bun, cu Biblia în mână discutăm. Nu, dar tradiția, bătrânii, tata, mama, eu așa cred. Dar să avem grijă să nu fim prea. Noi putem fi și trebuie să fim neprihăniți, să stăm bine la nivel spiritual, dar să avem grijă la extreme, să nu fim prea neprihăniți, să nu fim prea păcătoși. Totdeauna trebuie să ne încadrăm acolo unde Dumnezeu a spus. La un moment dat spunea, nu te abate nici la dreapta, nici la stânga, ține mijlocul cărării. Cam asta ai fi, dacă ar fi să o întorc invers, nici la dreapta, nici la stânga. Nici prea conservator, nici prea liberal. Adică nici, domne, nu mai contează păcat. Că și este și extrema asta la altă.
predicatori care spun, nu există niciun păcat, asta nu e greșit, asta nu e nicio problemă. Liberali. Poți să fii prea conservator, cum poți să fii prea liberal. Nu contează, faci ce vrei. Dumnezeu te iartă, Dumnezeu e bun, Dumnezeu e îndurat, toți vom fi mântuiți. Dumnezeu e har, Tatăl nostru ne iubește ca fiice, fiul tău orice ar face, nu-l primește acasă. Ba da, că e fiul tău, gata. Dacă te-ai născut din nou, fă ce vrei, că nu trebuie să fim nici prea conservatori, prea liberali, nici prea conservatori. Trebuie să fim oameni neprihăniți. Dumnezeu să ne ajute. Dar merg mai departe și deschidem în Geneza, capitolul 4, și ultima din ultimul domeniu, ultima bunăstare la nivelul sufletesc, o numesc eu. Geneza 4, de la versetul 5, 6 și 7, citim. Citim istoria unui om, primul om care s-a născut pe pământ. Adam și Eva au fost creați de Dumnezeu. Ei n-au știut ce înseamnă copilărie, n-au știut ce înseamnă tinerețe, n-au știut ce înseamnă tată, n-au știut ce înseamnă mamă. Ei n-au avut așa ceva. Cain este primul om, primul copil care se naște, primul care știe să spună mamă și tată. Primul om care își vede născându-se un frate. Și ce bucurie, nu? Voi care aveți copii, una din cerințele copiilor este, mama, când mi-aduci un frățior, o surioară, ceva, să mă zic, m-am săturat cu păpușile sau cu roboții sau cu mașinuțele. Și iată, copilul acesta crește, își vede fratele și acum merg la adunare, spunem noi. Merg la închinare, vin la rugăciune, aduc jertfă și Cain și Abel. Și așa cum suntem noi, oamenii și mai ales bărbații, există un spirit în noi care ne animă, spiritul de competiție. Na, acum, care e mai bun? Care e mai bun? Abel își vede de treabă, el își aduce jertfa, se roagă lui Dumnezeu, are un caracter, are viața lui. Cain este răutăcios din firea lui, ajunge să fie invidios, competiția pentru el înseamnă să nu respecte regulile, să pună piedici la celălalt, să-i facă ceva. Și când ajunge în fața lui Dumnezeu, când ajunge la judecata lui Dumnezeu, la evaluarea lui Dumnezeu, dintr-o dată Cain își dă seama că el nu stă bine. Se uită Dumnezeu la el și spune, n-am nevoie de jertfa ta, n-am nevoie de rugăciunea ta, nu-mi place caracterul tău. Și dintr-o dată se întâmplă ceva, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere, adică Dumnezeu n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața. Observați că totdeauna se merge de aici, foarte tare s-a mâniat, dar. Și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat? Pentru ce ai venit aici? Ești la graniță. Pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomărât fața? Când ești prea mânios, prea supărat, ajunge aici. Pentru ce? Nu e așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Și când ajungi aici la graniță, este foarte ușor să te însface și cu un pas ieși deja la prea. Și s-a întâmplat ceva acolo. Versetul 8. Însă, observați, vine Dumnezeu, stă de vorbă cu Cain, îl avertizează, ieși pe linia roșie. Întoarce-te! Și aici e marea confruntare cu predica, cu casa lui Dumnezeu, cu Dumnezeu. Stă Dumnezeu și spune în față, nu faci bine. Nu faci bine. Nu căuta apreciere, nu căuta laude. Tu interesează de cum ești tu, starea ta. E bună sau nu? Pentru că tu nu stai bine, ci s-a posomorât fața. Ești mânios, ești supărat, ești bosunflat. Tu nu stai bine, fugi de aici. Și există acest cuvânt pe care eu l-aș sublinea. Însă, ce înseamnă acest însă? Arată contrariu. Adică în loc să țină cont de ce spune Dumnezeu, fugi înapoi aici, el spune, însă Cain s-a regardul. El este prea supărat ca să-l mai suporte pe Abel mai bun ca el.
este prea nervos ca să afle că altcineva e numărul 1. El s-a obișnuit cu numărul 1, number 1, primul om născut, primul copil, primul care, și era în top, nici nu erau mulți. Dar el era primul și asta conta. Și acum locul întâi nu mai este pentru el. Pe locul întâi urcă Abel și el nu suportă asta și devine prea nervos, prea agitat, prea supărat. I s-a posomorât fața. Să fii prea trist. Poți să fii foarte trist. Am vorbit de mult despre întristarea după voia lui Dumnezeu și Neemia s-a întristat foarte tare. Și găsim oameni care s-au întristat foarte tare. Dar să nu fii prea trist. Adică emoții, când spun la nivel sufletesc, înseamnă emoțiile tale, stările tale sufletești. Pot să fie, dar acum mă întrebați voi, bun, dar aici sus, să zicem, la linia asta la altă roșie, stare sufletească, bucurie prea multă. Știți că există bucurie prea multă? Avem în Canada o familie de prieteni. Le-a murit copilul, un copil care urma să se căsătorească la câteva luni până la căsătorie. A avut cancer, subit, a murit, a trăit foarte mult timp. Și povestea această mamă, starea ei, drama ei prin care a trecut, bolile care le-a stârnit, diabetul și tot ce avea. Dar m-a șocat, știam acest adevăr, dar acum ascultându-l așa pe viu, parcă m-am înfiorat de asta. Mi-a spus, am întrebat-o, de ce nu mergi în România? Să mai mergi acolo? Ne-a întrebat foarte mult, să-i facem poze pe unde a fost, am fost de cinci și... Ea mi-a spus, doctorul deocamdată mi-a recomandat să fiu cât se poate de calmă, de liniștită. N-am voie să mă întristez, n-am voie să mă supăr, dar n-am voie nici să mă bucur. Și ea mi-a spus, da, chiar odată un copil al meu a reușit la facultate, a luat examen, când mi-a dat vestea, a intrat că boala aceea atât a stârnit-o și a stat foarte, foarte rău. Altădată un copil s-a angajat, a prins un loc de muncă foarte bun și bucuria cea prea mare, iarăși... Știți că există și oameni, știți oameni care au murit de foarte multă bucurie? Știți că infarctul, asta înseamnă emoții, adică emoții prea intense. Infarct nu faci numai de la o veste rea. Oameni care au avut infarct, au avut un accident în mașină și au văzut soțul sau soția acolo morți sau copilul și au făcut infarct. N-au suportat durerea, tristețea, amărăciunea. Dar știți că există și zona asta alaltă de prea bine, de prea multă bucurie. Oameni care, dau un exemplu, au câștigat la loto și au murit, au făcut infarct. A fost prea mare bucuria. Oameni care au avut prea mare bucurie, au câștigat ceva, au avut un succes, o realizare deosebită. Și poți să treci linia roșie și aici, cum poți să treci aici. Pentru că în viață există extreme și extremele ucid. Și în sinteză, cam asta e bunăstarea. Să fii aici, în zona asta, să nu fii nici prea, nici prea. Nici prea bucuros, nici prea trist, nici prea calm, nici prea nervos. Că există și oameni prea calm. Nici prea vorbăreț, dar nici prea tăcut. Clește și nu știu ce utensile să mai folosești pentru ei, să le scoți o vorbă din gură. Nici prea prietenos, încât toată lumea să afle ce faci tu acasă cu copiii și cu soția și așa mai departe. Nici prea închis, încât să n-ai pe nimeni. Să nu fii nici prea bogat și să ai prea multe și mai mult decât îți trebuie și să uiți de Dumnezeu și să nu fii nici prea sărac. Să nu fii nici prea sănătos, adică uiți să trăiești, uiți să mănânci, uiți să ai prieteni, pentru că tu atât aveți toată ziua. Proteine, calorii, kilograme, celulită, colesterol și când vorbești altă discuție, n-ai decât asta. Cât e colesterolul, cât e aia, cât e aia. Și atunci ai trecut linia. Mai lasă-mă în pace, sunt atâtea subiecte frumoase în lume. Lumea e frumoasă. Atâta colesterol și atâta proteină și atât carbohidrat și atât aia și atâta. Mai sunt și subiecte pe care poți să discuți. Adică e bine să fii salutist, fii în normă, fii normal.
să nu fii prea. Nici prea, nu te interesează nimic și dai acolo ca într-un sac spart orice. Și apoi săracul stomac și ficat și rinic, mai ei știu cât muncesc după tine. Dar mult nu o să aibă. Depinde cu cine te compari. Dacă ar fi să te compari cu cei bogați, normal, dacă te compari cu Bill Gates, ar putea ca tu să fii, chiar dacă ești undeva aici, am întâlnit oameni, am întâlnit milionari care spuneau, eu sunt sărac. Am vreo 50 milioane, 100 de milioane, dar sunt sărac. Păi eu când mă uit la Bill Gates, când mă uit la ăștia. Depinde cu cine te compari. Și mie asta îmi place. Mai compară-te, îmi place să mă duc la oameni săraci. Pentru că dacă eu mă compar cu italienii, stau rău. Și sunt unii care pleacă din Italia și întreb, mă, dar de ce pleci? E rău. De ce e rău? Normal, dacă eu mă duc în America, mă duc în Germania, mă duc în Austria, văd că acolo e mai bine. Normal că stau rău. Și eu totdeauna îmi iau și antidotul. Plec în America și ca să nu mi se facă inima rea, după aceea mă duc în sărăcie, mă duc în Moldova, mă duc la Vișoara. Și atunci îmi revin. Că spun, uite ăștia ce case au, ce mașini au, ce lucruri, câte au. Și ca să nu stau rău, să redresez situația, să contrabalansez, mai mă duc și într-un sărac. Mă duc și într-un sat sărac, și într-o țară săracă. Și atunci te liniștești. Depinde cu cine te compari. Dacă vrei să stai bine, nu te compara numai cu cel care stă foarte bine. Mai compară-te și cu cel care stă foarte rău. Nu-ți place biserica asta foarte bine, știu că nu-i perfectă, știu că nu-i, te compar biserica de acolo, biserica de acolo. Foarte bine. Da, sunt biserici foarte, care stau foarte bine, care stau mai bine ca noi. Dar eu mai mă duc și în biserici foarte mici, unde n-are nici, nu că n-are cine, nici n-au măcar microfoane, sau nici măcar n-au un pian sau o chitară, nici n-are cine să cânte. Sunt biserici în care nu există bărbat. Nu există bărbat să citească Biblia. Am avut un caz, am discutat. Fraților, ce facem? Uite, în satul acela sunt atâția membri, e biserică pentru care membri, dar toate sunt femei. Bărbați nu mai sunt. Ce facem? Îi dăm voie unei femei să citească și ea din Biblie, să spună ne rugăm pentru, să anunțe măcar să ne rugăm pentru, că altceva nu putem face. Le dăm voie sau nu le dăm voie? Asta numai într-un caz extrem, dar există. La limita asta așa, există. Și atunci te compari cu alții care stau mult mai rău decât tine și îți trece. Nu e așa că începi să stai mai bine? Nu s-a schimbat nimic, eu tot aici am rămas. Dar dacă mă compar cu cel de aici, deja încep să stau rău. Dar de ce eu nu? De ce eu nu pot? Și atunci mă duc aici și încep să stau mai bine. Mai important este oricum cum te simți decât ce ai. Pentru că poți să fii aici, în zona asta, dar sufletește să stai foarte rău. Spiritual să stai foarte rău. Social să stai foarte rău. Adică să fii patron, să ai milioane, dar nu-ți plătești angajații, nu te porți frumos cu muncitorii și îți pierzi ceva din respectul care l-au cei din jur față de tine. Și te bucuri de bani, dar nu te bucuri de respect și oamenii nu te vorbesc de bine. Și ai pierdut. Și mai important este un nume bun, spune Cartea Proverbelor, face mai mult decât banii, decât avere, decât bogăția. Și e important și numele bun. Numele bun înseamnă bunăstare socială. Adică la nivel social, cum te vorbește lumea, ce spun oamenii despre tine. Și mai bine să fii respectat și apreciat decât să fii prea bogat. Să ai de toate, dar să nu te respecte nimeni. Să n-ai o vorbă bună de nicăieri. E mai important cum te simți. Și poți să fii foarte sărac și să te simți foarte bine, să fii mulțumitor, să te rogi, să vii la adunare. Și de multe ori e mai important, și asta e mai important, cum te simți, de asta bunăstarea contează. Cum te simți tu? Pentru că poți avea mult și să te bucuri puțin. Și poți avea puțin și să te bucuri mult. Pentru că bucuria nu ține de cât ai, ci de cum stai tu. Poți să fii sărac și totuși bucuros. Și poți să fii bogat și totuși trist. Bucuria face diferența. Psalmul 128 spune acolo că ești fericit și îți merge bine. Și vezi lucrul ăsta.
atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale. Că poți să ai milioane și să nu te bucuri de ele. Poți să ai mașini și să nu te bucuri de ele. Poți să ai case și să nu te bucuri de ele. Poți să ai dulapuri pline și să nu te bucuri de ele. Poți să ai prieteni, poți să ai biserică și să nu te bucuri. Și trăiești toată viața asta bosumflat și bosumurât, că nimic nu-i bun. Că lumea asta e imperfectă, că e plină de nu știu ce, de oameni falși, ipocriți și așa mai departe. Și poți tot în aceeași lume, poți tot în aceeași biserică, poți tot în aceeași stare să fii mulțumitor și să fii bucuros. Și Pavel la un moment dat spune, știu să trăiesc și în bogăție, știu să trăiesc și în sărăcie. Știu și în smerenie, știu și în înălțare. Și aici este motoul vieții mele. Versetul care îmi place, dar noi luăm numai acesta. Pot totul în Hristos care mă întărește. Dar observați când spune el pot totul, nu spune că pot să-l bat pe unul sau pe altul, ci el spune pot să trăiesc smerit, cum pot să trăiesc în înălțare. Nu mi se urcă la cap faptul că am urcat undeva sus, într-o ierarhie. Rămân tot om, sunt tot eu, pentru că putea Dumnezeu să fiu aici jos. Dacă Dumnezeu vrea să urc, să fiu undeva mai sus, rămân tot om și dau slavă lui Dumnezeu. Știu să trăiesc și acolo și știu să trăiesc și aici. Știu să am mult și știu să am și puțin. Pot totul în Hristos care mă întărește. Dacă ești mulțumit, orice masă simplă devine un ospăț. Dacă ești nemulțumit, orice ospăț devine o masă simplă. Pentru că mulțumirea dă cel mai bun gust mâncării. Să fii mulțumit. Va urma și o masă. Și va conta mulțumirea. Unii oricum vor fi nemulțumiți. Treaba lor. Eu mă bucur de ceea ce este. Eu mănânc ceea ce este. Mulțumesc lui Dumnezeu. Dau slavă lui Dumnezeu. Și stau bine. Că asta e important. Și asta vrea Dumnezeu. Și vreau să repet acest lucru. Dumnezeu vrea să stăm bine. Dumnezeu vrea să stai bine. Dumnezeu vrea bunăstarea ta. Dar cheia e la tine. De aceea te întreb, tu vrei să stai bine? Atunci să ne rugăm și noi, ca și omul lui Dumnezeu, Doamne, nu-mi da nici prea multă bogăție, nici prea multă sărăcie. Să nu fiu nici prea înțelept. Mai avem acolo noi în verset, Roman 12 cu 13, cu acesta vreau și să închei. E foarte important. Spune acolo omul lui Dumnezeu, Roman 12 cu 3, Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi să nu aibă despre sine vreo părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Să nu fii nici prea sfânt, să nu te crezi nici prea inteligent, nici prea înțelept, nici prea, să nu treci niciodată limita. Aș vrea întotdeauna să vă gândiți, întotdeauna, în orice situație, țineți cont de aceste două linii roșii, duble. Niciodată să nu trecem extrema, să nu fim niciodată extremiști, niciodată să trecem dincolo de, de această linie roșie care demarchează o stare în care, dacă ești aici, stai bine. Da, poți să fii foarte sărac, poți să fii foarte bogat, poți să fii foarte inteligent, cum poți să fii foarte slăbuț. Dar important să fii într-o limită, stai bine. Poți să fii foarte neprihănit, poți să fii neprihănit, dar să nu fii prea. Să n-ajungi niciodată să fii prea. Și sufletesc, să nu fii prea nervos, să nu fii nici prea calm, să nu fii nici prea vorbăreț, nici prea tăcut. Să păstrezi linia de mijloc. Aveau la tine un dicton, că în mijloc este virtutea, pe calea de mijloc. Acolo găsești pe calea de mijloc, să nu fii nici prea, nici prea. Dacă se poate nici foarte, foarte, e și mai bine, că e foarte greu. Când ești aici, e foarte greu. Și când ești aici, iar e foarte greu. Cel mai bine pe zona de mijloc. Când ești foarte, iarăși e periculos, adică ești la graniță. Ești la graniță, e foarte simplu apoi să treci aici.
cu cât mai departe. Și vă amintiți de șoferul reginei. Când regina și-a angajat un șofer, a dat probă la trei șoferi. Și a spus, bun, treceți prin prăpastie, pe lângă o prăpastie. Cum faceți? Unul a spus, eu milimetric pe lângă prăpastie, așa, pe marginea prăpastiei, dar eu te duc, sunt sigur, sunt profesionist. Al doilea a spus, pentru mine prăpastie, neprăpastie, pentru mine strada e stradă, mașina e mașină, și să mă uit că e prăpastie, n-am treabă cu prăpastie, eu merg înainte. Iar al treilea a spus, dacă e prăpastie, cât mai departe de prăpastie, pe linia cealaltă, cât mai departe. Și atunci regina a zis, de tine am nevoie. Adică nici să fii un ignorant care spui, pe mine nu mă interesează nimic. Dar nici să spui aici, la limită, nici foarte, foarte. Cel mai bine în mijloc. Doamne, ajută-ne Tu! Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Mulțumim Domnului pentru această zi și cerem binecuvântarea peste noi, bunăstarea care Dumnezeu vrea să ne dea fiecare, să avem fiecare dintre noi și Scriptura să ne dea lumină în toate lucrurile. Amin.